Oh, ce mai plouă afară! Oh, salut! Eu sunt Luminița Melimi și învăț în clasa 5-a! Eu tu mergem pe drum și toți cu mine se ceartă. Ce mai bine să ai, frate sau soră? De exemplu, cu fratele poți să te joci, te apără și știe foarte multe glume interesante. Iar pe de altă parte și cu soră e bine. Ea știe să gătească ceva gustos, să te ajute cu temele sau să-ți spună o poveste înainte de culcare. Eu tot nici nu știu ce să aleg. Ție ce ți-ar plăcea mai mult să ai? O soră sau un frate? Ei! Mucosul, de ce îmi stai în cale? Privește mai atent pe unde mergi. Asta tu fii mai atentă când trece fratele mai mare pe lângă tine. Ei, sărioară! Fura, nu te răule! Ce ai spus? Nu, nu, asta e despre mine. Vezi acolo. Cum la școală? La școală bine. Iată doamna de matematică mi-a spus să repetăm capitolul 1. Și 2. Da, fratele ăsta uneori este atât de insuportabil că nu știu ce vreau să-i fac. Da, acesta a fost fratele meu Dumitru. Mare vlogger și ea. Filmează toată ziua. Oh, miroase a mâncare. Înseamnă că sora mea este acasă. Haideți să vă prezint. Op, ușa e deschisă. Lumina aprinsă. Ei, salut, soră! Oh, salut, Lumi! Deja ai venit de la școală? Uite, acolo jos în bucătărie am pregătit o budincă gustoasă. Oh, budincă? Da, cu căpșuni și zmiură. Dar cum a fost la școală? Iată, la limba română am luat 10, dar nu am înțeles tema. Bravo, bravo, bravo! Hai că vorbim mai târziu. Mai târziu? Iată, acesta a fost sora mea, Melissa Beatriz. Uneori stranietăți. Și vezi, nu-ți aruncă hainele peste tot? Da, ce timp o să omorât afară. Oh, numai bine să te joci în casă, la călduț. Oh, un fotbal poate? Dar unde sunt mingile? Ah, le-au pus aici. Așa, și echipa roșie începe. Oh, mai bine biliard. Dar nu e interesant să te joci singură. Oh, totuși vreau să văd, cu cine este mai interesant? Cu fratele sau cu sora? Frate... Soră... Da, astăzi în video vrem să aflăm cu cine este mai interesant, cu fratele sau cu sora? Iată tu ce ai, un frate sau o soră? Sau ce ai vrea să ai? Și iată pe flipchart-ul nostru vom nota avantajele și dezavantajele. Desigur, cu ajutorul vostru. Da, dar pentru asta trebuie să-mi amintesc mai multe situații. Și de oare unde să încep? Stai puțin, mi-am amintit una. Uite la ea încă doarme, chiar acum trezește-te, vei întârzia la școală. Mai lasă-mă încă un pic să dorm. Păi mai repede, este deja 6:30, tu încă dormi. Cum 6:30? Eu la 7 mă trezesc. Niciun fel de somn, astăzi părinții nu sunt acasă, eu trebuie să te duc la școală. Hai mai repede, trezirea. Dar mai avem încă o oră și jumătate până începe prima lecție. Gata, lasă mofturile, tu știi cât mai avem de făcut până la ora 8. Hai, nu-ți mai faci atâta griji, că reușim! Te aștept jos la bucătărie! Cine mănâncă la ora aceasta? Uite că nici soarele n-a răsărit! Nici poftă de mâncare nu am! Așa... La masă? Tu înțelegi că eu nu trebuie să mă trezesc așa de dimineață da, astăzi! Hai, mănâncă, mănâncă! Dar tu știi cât este de important micul dejun! Tu nu trebuie să sar peste el! Păi ți-am zis că astăzi nu trebuie să mă trezesc de dimineață! Mănâncă! Și de ce nu-mi permit să vorbesc? Astăzi am...
vorba. O lingură pentru mami, alta pentru Lelea, încă una pentru Badea. Bine. Pentru tata. Da, ascultă-mă o dată. Astăzi prima lecție. Alta pentru bunica. Oh, uite aceasta nu este șifonată. Da, tu mă auzi pe mine? De când vreau să-ți spun, dar tu nu-mi dai voie să deschid gura. Ce s-a mai întâmplat? Spune odată că nu avem timp. Astăzi prima lecție nu o am. Ai auzit acum? Cum? Nu e prima lecție. Ia, dă-mi orarul tău. Privește. Așa. Da, într-adevăr, nu ai prima lecție. Știu că nu am. Așa, repede fugi în pat, la culcare. Tu știi câte beneficii are somnul pentru sănătatea mentală. Bine, încerc, dar crezi că mai închid un ochi după asta? Crezi că acum mai apucă somnul? Mai bine să privesc YouTube, oricum n-o să adorm. YouTube? Stai un pic, ce canal? Cum ce canal? Al meu preferat, Familia Minimi. A, bine, de acolo ai ce învăța. Se pare că m-am trezit prea devreme. 7:50? Mai sunt doar 10 minute până la prima lecție, o să întârzi. Și de ce nu m-a trezit nimeni? Unde-i Badea? Badea, tu dormi? Ei, trezește-te! Mai repede! Ai uitat, trebuie să mă duci la școală și eu întârzi. Mai sunt doar 10 minute până la lecții. Haide, îmbracă-te, să mergem repede. Auzi, Muncoasă, ce ai prima? Educația fizică. Și uniforma sportivă trebuie să o iau. Stop! Stai, Muncoasă. Auzi? Ce? Hai că întârziem. Educația fizică? Bun obiect. Dar noi ieri cu tine ce am făcut? Cât am alergat în curte? Spui că ai fost la dentist. 100 de ori așa am făcut. Deci putem să mai dormim un pic? Du-te de aici! Mă duc! Du-te și dormi! Dar asta este secretul nostru. Am înțeles. O, Lelea, ești aici! Împrumută-mi, te rog, 30 de lei pentru cafeneaua să o am după lecție. Hai că-ți dau! Pentru cafenea. Ține. Dar aici e prea mult. Nu nimic, îți poți cumpăra ce vrei. Iar restul îl păstrezi pentru data viitoare. Lelița, ești cea mai tare surioară din lume. Mulțumesc. Pa. Ih, lingușitoare! O, Badi, dă-mi niște bani pentru cafenea! Ce înseamnă dă-mi niște bani? Banii trebuie câștigați, trebuie munciți! Da, știu! Doar că sunt prea mică ca să lucrez undeva! Dar nimeni nici nu spune că trebuie să te angajezi undeva! Tu știi prețurile mele! 20 de lei dacă faci curat în cameră! 5 lei dacă mi calci hainele! Sau 10 lei dacă îmi spiri papucii. Haide, Daci. Așa, mie îmi trebuie 30. Atunci fac curat în cameră și spăl papucii. Atunci bine, perfect. Hai, fai curat în cameră. Eu îți duc acuș. Haide, Daci. După și părinții, nu-ți mă certe că e mutar în cameră. Da, și spor la muncă. Parcă sunt curați. Să se usuce. Și hainele le-am strâns. Și praful l-am șters.
Și în viciu am spălat. Gata, am terminat. Bravo, Mucoasu! Te descurca bine? Da, aproape 2 ore cât stau aici și fac curat la tine. Chiar ai făcut mizerie. Hai, dă banii. Da, banii. Ți-i dau, poftim. Păi aici sunt doar 10 lei. În schimb, sunt banii bine meritați de tine. Tu singur ai muncit. Păi trebuie să-mi dai 30, nu 10. De ce? Și părinții trebuia să-mi dai mie bani de buzunar, dar au uitat săptămâna aceasta. Data viitoare nu o să te cred și o să cer triplu bani în avans. Mincinosule! Ce? Nu ești de aici? Și-o strâni smuci de pe jos. Nimic nu înțeleg. Cum se rezolvă? Ce te auzi, Lumi? Ai nevoie de ajutor? Da, chiar te rog. Am aici un exercițiu foarte dificil și nu prea am înțeles. Uite el, exercițiu 15. Am deja jumătate de oră și tot nu pot rezolva. Acesta chiar e dificil. Gata, știu cum să rezolvăm. Pentru a rezolva această problemă, avem nevoie de aceste cărți. Trebuie să studiezi. Toate? Păi nu reușim nici până la finele semestrului. N-ai ce-i face? Aceasta este unica soluție. Hai să începem. Iată, așa trebuie să rezolvăm. Oricum e dificil și nu am înțeles nimic. Nu ai înțeles pentru că toată ziua te plângi. Trebuia să privești mai atent în carte. Sau în cărți. Uite câte mi-ai dus aici. Mai bine hai să facem o pauză. Am obosit. Nu plecăm de aici dacă tu nu ai înțeles materia. Trebuie să repetăm și să repetăm. Nu, mie mi-e foame. Vreau mâncare. Niciun fel de mâncare. Pe stomacul gol se învață mai bine. Dar eu nu vreau să învăț pe stomacul gol și gata. Dar nu-i încotro, vei învăța. Sau iarăși vrei cu tati să faci lecțiile? Cu tati? Ce zici încă o dată? Citești atent condițiile problemei. Păi am citit deja de 15 ori. Mai citești o dată. Dar nu pot. Mai bine învăț cu tine. Hai încă o dată să-mi explici. Numai nu cu tati. La început trebuie să ne uităm aici. Citim condiția, da. Așa, realizează acordul dintre... Bădea, mă ajut să rezolv o speță. Nu pot singură. Eu să-ți rezolv ție speță. Tu ce căpiat? Am înțeles. M-am gândit că nu o să vrei să mă ajuți. Dar așa... Așa, da. Mă ajut sau nu? Te ajut. În ce clasă tu ești? Clasa 5-a, ce nu știi? A, da, 5-a. Așa. Clasa 5-a, matematică. Nu. A, l-am găsit. Ține. Și de ce îmi dai acest caiet? Pentru ce este el? Este caietul meu mai vechi la matematică, din clasa 5-a. Ia-l și transcrie din el și totul va fi ok. Wow! Are toate rezolvările! Mulțumesc! Și să nu uiți să mi-l întorci înapoi. Da, sigur! Telefonul l-am luat, rujul la fel. Portmoneul? Atât! Lumi, vino și încuie ușa după mine! Eu plec! Deja pleci? Dar unde? Nu contează! Dar lui mami și lui tati să zici că eu vin de vreme! Bine? Bine! Pa, pa! Pa, pa! Și încă ceva! La mine în cameră să nu-ți bagi nasul! Ok? Ai înțeles? Mhm! Ce naivă!
ascuns-o. Unde este agenda ei secretă? Aici nu. Ghiozdanul. Sigur, e aici. Asta? Nu este agenda aceea. Așa, matematică, bărmână, chenar. Nu e aici. Aici? Doar că aici și câți de școală. Aici? Haine. Și iar haine rechizite. Nici zare de agentă. Unde ascuns-o? Au! Cât e de tare! Parcă sunt pietre aici! Ia stai puțin! Ha! Te-am găsit! Aici erai! Să vedem! Asta am văzut! O, despre băieți, asta am mai citit. Hai mai departe. Ia să vedem ce-i scris tu aici. Aici despre colegi de clasă. Nu interesant. Despre băieți. Stop. Așa. O, Luminița, eu știu că tu ai găsit această agendă și o citești acum. Și dacă nu o închizi și o pui la loc, le spun părinților că ia-i lucrurile personale fără de voie. Post scriptum. Fugi mai repede din camera mea. Deci există o agendă adevărată, unde îți scrii tu secretele. Continuăm căutările atunci. Stai puțin. Am găsit niște chei. Seamănă că sunt de la o agendă. Undeva pe aici trebuie să fie. O, cărți. Caiete. Și aici mape, dosare, iarăși cărți. Totuși trebuie să revin la masa ei de lucru. Pe aici. Aha! Unde l-ai ascuns, ingenios? Acum să vedem dacă merge. S-a deschis! Ia să vedem ce scrie tu aici. Opa! Stai că am găsit ceva mai interesant. Cineva a venit acasă. Repede, mai târziu să citesc. Eu plec la plimbare cu băieții. Bine, bine. De ce așa fericită? Nimic, vreau să închid de urma ta ușa. Vezi, în camera mea nu dea domnul să intri. Nu, deloc. Vezi? Deloc. Chiar așa și-a crezut. Chiar acum mă duc. Așa. Am vreo 4 ore la dispoziție cât îi lipsește. Calculatorul. Să deschidem. Așa.
și ieri, Luminița să nu deschidă. Nu are voie să-l citească. Ce înseamnă asta? Nu, ia? Un video. Mucoaso, tu iar ai intrat în camera mea fără de voie? Și încă ai conectat calculatorul. Fuga de aici. De altfel, dacă mă întorc acasă și observ, vai de tine. Lasă că n-ai să știi nimic. Și apropo, mucoaso, eu am memorizat cum am lăsat mouse-ul pe masă. Și dacă mă întorc acasă și îl văd măcar un milimetru în stânga sau în dreapta, atunci vorbim altfel. Cum era mouse-ul pus? Așa, nu știu. Îi vei spune că am șters praful peste tot aici. Scaunul. Sper să nu înțeleagă. Cu badea nu-i glumă. Tata, am făcut curățenie prin toată casa. Am șters praful și am spălat vasele. Da. Bine. Ia, Melisa, stai jos și povestește. Ce-a spus la ședința cu părinții despre Luminița? Nu este nimic ieșit din comun. Mai are de recuperat așa la matematică, la biologie și la istorie. În rest, totul este ca și la ceilalți colegi. Dar nu-ți face griji, că o ajut eu. Vom rezolva. Bine, am înțeles. Ai auzit, Luminița? Să te apuci de carte împreună cu sora ta. Bine, mă voi apuca de carte. Mulțumesc. Ce-a spus acolo la școală? Chiar acum du-te în camera ta și apucă-te de învățat. Că de nu îi spun lui tata că ai 2 de 6 la română. Dezastru! Bine, mă duc. Gata, am ajuns și eu. Salut! Cum a fost la școală? Totul e bine? Bine. Hai să vezi tu bine. Zi-mă repede, ce-a spus acolo? Ce-a spus? Eu știu ce o să fie. Jumătate de an, cu siguranță afară în curte la joacă, nu vei ieși. Telefonul nu o să-l ai până la finirea anului școlar. Nu mai vorbesc și de calculator. Chiar așa e de grav? Mucoaso, încă grav nu este. Până nu află tata. Și ce-o mai spus? Ce vă șoșotiți acolo? Ia zi mai bine, ce s-a întâmplat acolo la școală? Tata, nu-i nimic așa important. Ceva de Crăciun se pregătesc o scenetă, au o călătorie, nu știu unde, prin Ungaria, dar în rest, din note n-au spus nimic. Totul e ok, totul e bine. Bine că n-am fost la adunarea aceasta, să pierd timpul. Bade, mulțumesc! Mulțumesc puțin spus. O lună de zile, la mine în cameră să fie lună. Bine. Și... Les. Și papucii, securul. Și geaca. Bine, zis și făcut. Bine că m-a aflat tata. După cum vedeți, deocamdată fratele este înainte. Ce-i drept cu pragul de la școală, îi voi pune un minus mare, așa, cât capul lui. Să mă gândesc, ce situație au mai fost?